De ce ne este așa greu să intrăm în era asta digitală? Suntem pe Aici, ultimul loc, așa cum spuneați și dumneavoastră, și anul acesta, la aici acest capitol. sunt multe cauze care duc la acest rușinos loc pe care îl avem la nivel european. Una dintre aceste cauze este și nivelul de competențe digitale destul de scăzut pe care îl regăsim în rândul populației, mai ales în rândul populației vârstnice. Apoi am început cu partea de digitalizare, dar mai mult am transferat birocrația de pe hârtie în mediul virtual prin așa zisă digitalizare, pentru că așa cum am văzut experiența aceasta a multor state și am discutat cu mai mulți miniștri ai digitalizării din Uniunea Europeană, practic au pasul cel dintâi care a fost făcut pentru ceea ce a însemnat digitalizarea a fost cel al realizării cloudurilor. De ce acest lucru? Mai pe înțelesul tuturor, pentru ca prin intermediul acestor proiecte să se asigure interoperabilitatea bazelor de date. Spus în termeni foarte simpli, spre exemplu, prin această interoperabilitate a bazelor de date, un dosar medical din spitalul a unui bolnav din Spitalul Județean din Cluj poate să aibă datele accesate de către Spitalul de Urgență din București, fără ca pacientul să trebuiască să poarte după el dosarul medical Să meargă listat, fizic, de să meargă fapt, fizic să-și ia dosarul. cu dosarul și să caute medicul și tot acest disconfort pe care, pe bună dreptate, l-au oamenii, dar din acest punct de vedere, România, începând cu luna septembrie, când va fi terminat proiectul de digitalizare, să zicem, cel pe care multă lume nu-l știe, dar la care se lucrează, este cel în care vom avea posibilitatea de realizarea acestui nod de conectivitate digitală european, în care același dosar medical, nu numai Spitalul de Urgență din București să-l poată vizualiza, ci dacă omul are nevoie să meargă la un tratament în Austria, spre exemplu, spitalul unde se află internat bolnavul, să poată să acceseze datele din dosarul medical, fără ca să fie în acea situație pacientul, încât să poarte dosarul după el fizic, să-l piardă până la destinație și, cum spuneam, tot acest disconfort pe care îl resimt oamenii pe bună dreptate pentru ceea ce înseamnă beneficiul serviciilor de sănătate. Acest Deci, plan despre care vorbiți face parte din Planul Național de Reziliență și da, Redresare? este în Planul Național de Redresare și Reziliență, pe de o parte, realizarea proiectului de cloud. Sigur că e o terminologie poate mai specifică, dar am explicat în termeni foarte simpli marele câștig pe care le vom avea după realizarea acestui proiect, dar și acest nod de conectivitate european digital, cel care ne va permite să ne conectăm la sistemele digitale din Uniunea Europeană, este tot atât de vital pentru ceea ce înseamnă viața noastră a tuturora, astfel încât documentele emise în format digital sau semnătura digitală de pe un document să poată să fie vizualizată de către cei care sunt interesați din statele membre ale Uniunii Europene și să avem această conectivitate digitală europeană, care este foarte importantă pentru viața noastră de zi cu zi. Așa cum avem dreptul la liberă circulație, așa cum avem dreptul la circulația mărfurilor, așa și acest drept de conectivitate digitală europeană trebuie să fie în atenția noastră a tuturora și să beneficiem de roadele acestor servicii. Și aici pot să vă spun că un aport însemnat îl are și Uniunea Europeană,
care a impus să avem în fondurile care ni s-au alocat o componentă de transformare digitală de 20% din alocare să o folosim pentru ceea ce înseamnă transformarea digitală, așa încât vrem, nu vrem, digitalizarea este cea care apare ca importanță în agenda noastră de zi cu zi, dar în toate statele membre ale Uniunii Europene este o prioritate și nu se va renunța la ea. Am avut 2 ani de pandemie și am văzut cât de important este, de fapt, ca statul am simțit, să fie, exact, toți am simțit pe propria această piele, lipsă acută, da, de la educația online, exact. Țineți minte câte probleme au fost determinate și generate de lipsa tabletelor școlare și a infrastructurii de IT specifice educației online, până la problemele din sistemul medical, dar și, cum spuneam, și acest disconfort al oamenilor când trebuie să duci o adeverință de venit pentru că ai beneficiat de serviciile medicale, în loc să fie accesate bazele de date care sunt ale statului și serviciile, inclusiv cele care sunt în legătură cu Casa de Asigurări Sociale de Sănătate, să fie la îndemâna tuturor, să putem în cele din urmă să ne prezentăm simplul act de identitate și să fim beneficiarii digitalizării în viața noastră de zi cu zi. Când vorbim de digitalizare, cel puțin în ceea ce înseamnă funcțiile în aparatul bugetar, vorbim și de disponibilizare, pentru că vor fi persoane, da, care acest lucru se va întâmpla. Vă dau iarăși un exemplu. Am discutat zilele trecute cu colegii din minister pentru interoperabilitatea bazelor de date la serviciul de înmatriculări auto. Acum, ca să înregistrezi și să operezi schimbarea de proprietate pentru o mașină la înmatriculările auto, trebuie să faci drumul de la direcția de permise, la direcția de impozite și taxe, la RAR, deci am calculat numărul de drumuri pe care îl faci. Cred că ne-a ieșit vreo 7 drumuri care se fac între aceste instituții ale statului. Asta fără statul mai la mult, coadă. Asta vreau să adaug, statul la coadă, care dacă am reuși să punem pe picioare acest, să zicem, prim test pilot făcut cu interoperabilitatea bazelor de date pentru înmatriculările auto, am câștigat pe mai multe părți. Pe de o parte, statul la coadă nu s-ar mai întâmpla, numărul de drumuri între instituții s-ar reduce substanțial și mai mult decât atât, dacă am calculat într-o primărie, nu vreau să-i dau numele, unde erau 9 funcționari pentru înmatriculările auto, dintr-o dată ar fi disponibili, mă rog, s-ar reduce numărul de locuri de muncă, sigur că se poate găsi. Asta vreau să vă întreb, alte... ce facem cu cei care... În aparat administrativ, pentru îmbunătățirea calității serviciilor publice a unei primării, se pot găsi alte forme de utilizarea resurselor umane disponibilizate. Dar eu cred că aici trebuie să privim interesul omului, a cetățeanului, pentru că până la urmă, cu toate aceste mecanisme pe care le avem la dispoziție, vrem să facem viața mai bună, mai ușoară a omului și din acest punct de vedere, acolo trebuie să ne uităm. Din acest motiv facem această interoperabilitate a bazelor de date și discutam cu colegii din minister că dacă avem un cost atât de mare cu cloudul guvernamental, 575 de milioane de euro, o sumă uriașă, pentru România și pentru ce va însemna
apoi operarea cloud-ului, pentru că sunt niște sisteme speciale de răcire, de asigurarea climatului pentru stocarea bazelor de date, tot acest cost și toate aceste servicii de mentenanță își merită efortul, pentru că aici trebuie să privim partea bună a lucrurilor, că în sfârșit în România vom avea posibilitatea să lucrăm la ceea ce înseamnă adevărata debirocratizare și simplificare a serviciilor publice adresate omului. Fie că discutăm de educație, fie că discutăm de sănătate, fie că discutăm de pensii, fie că discutăm de tot ceea ce înseamnă bazele de date fiscale de la ANAF, toate acestea cred că sunt o prioritate și mai ales instituțiile statului e mai mult decât rușinos ca omul să se plimbe între aceleași instituții ale statului pentru ca să poarte un document astfel încât să beneficieze de servicii. Mi-aduc aminte tot așa, discutând despre acest lucru, că mama mea a mers să își ridice permisele de călătorie de la CFR și și-a luat cuponul de pensie și nu s-a uitat la cuponul de pensie, dacă este din luna curentă sau din luna precedentă, și a ajuns la ghișeu, a făcut 15 km cu autobusul și când a ajuns la ghișeu, nu vă e bun cuponul, trebuie să veniți din nou, să duceți alte acte, alt drum. Ei, ce-ar fi însemnat ca cel de la ghișeu să fi vizualizat, interogat bazele de date și foarte simplu să vadă că este pensionar activ și beneficiază de serviciile de călătorie cu trenul și să rezolve problema foarte rapid. Deci, gândiți-vă cât sunt în această situație, deci, nu numai la CFR, sunt, ci la toate instituțiile. Sunt o mulțime de cazuri. Mi-a rămas exact în minte, pentru că a trebuit să facă două drumuri în două zile cu transport public. Deci a fost un studiu de caz pe care l-am luat ca atare și sigur conștientizarea și utilitatea acestor simplificări ale drumurilor noastre, până la urmă îmbunătățirea calității serviciilor publice, sunt mai mult decât o necesitate, este o datorie a statului român ca serviciile publice să și le facă mai ușoară și mai accesibile pentru oameni. Aveți și sprijinul premierului, înțeleg, în această direcție? Domnul prim-ministru este interesat de acest subiect, avem noroc din acest punct de vedere, dumnealui este foarte deschis la problema aceasta a modernizării României și din acest punct de vedere avem din partea dumnealui sprijinul necesar pentru ca acest lucru să se întâmple. Este o datorie a guvernului și sunt guverne, printre care și guvernul României și domnul prim-ministru, care au pus pe prim loc transformarea digitală, sunt probleme de interes național, de importanță națională și vă spuneam că așa cum este important un proiect de infrastructură de transport, tot așa de important este un proiect de transformare digitală. Crizele pe care le parcurgem trec. Și să știți că adevăratele lucruri care rămân după noi sunt acestea care dezvoltă și modernizează România. Altfel, dacă privim și activitatea de cercetare, care să știți că a fost lăsată de multe ori cercetarea ca o cenușăreasă în toată activitatea multor guverne, și se și vede în procentul de alocare din PIB a cheltuielor cu cercetarea, dar dacă descoperi potențialul pe care îl are activitatea de cercetare pentru România, să știți că există un potențial nevalorificat
dar care este cu impact major pentru mediul de afaceri. De ce spun acest lucru? Pentru că ce rezultă din cercetare are valoare adăugată mare. Ce înseamnă acest lucru? Că oamenii beneficiază de pe urma unei activități de cercetare și a unui transfer tehnologic în piață, beneficiază de salarii mari și dintr-un transfer tehnologic serios care se poate face pe seama unui rezultat de cercetare, pot să trăiască mult și bine și se creează locuri de muncă, investiții și tot ce trebuie. O reacție în lanț, de fapt. O reacție în lanț și un potențial pe care îl avem în activitatea de cercetare, mai ales acum când discutăm despre modernizare și despre inteligență artificială sau nanotehnologii, toate acestea nu fac decât bine pentru oameni, chiar dacă ele sunt domenii așa pe care lumea poate că din cauza complexității le surprinde mai greu sau le înțelege mai greu, dar ele au acest potențial uriaș de valoare adăugată și bunăstare pentru oameni. Nu pentru toată lumea, este limpede, dar un semiconductor făcut în România are un purtător de cost și de valoare adăugată extrem de mare și poate să ducă la salarii pentru cei care participă la procesul de obținere a materialului necesar semiconductorului, poate să ducă la salarii bune și un trai bun pentru oameni.